Vreau să vă spun că este foarte adevărat, iată și vremea de afară, ziaristul, indiferent de vreme, de ori, este un om care trece peste orice obstacole pentru ca să ne ofere știri în toate nuanțele lor, nouă cititorilor. Pentru acest lucru, încă o dată, vă mulțumesc și vreau să-mi permiteți, stimați jurnaliști, cu această ocazie, cu acest eveniment aparte, să vă doresc, din tot sufletul meu, la mulți ani, să vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră și sunt convins că și cei prezenți în sală, colegii mei de la Serviciile Concentrate, apreciază activitatea dumneavoastră, o activitate care ne face să ne corigeze în fiecare zi și astfel împreună să contribuim la tot ce înseamnă dezvoltarea economică, administrativă a județului Argeș. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Libertatea presei înseamnă libertatea la opinie, în primul rând, și libertatea cuvântului. Este dorința care în 89 a scos cetățenii în stradă și care s-a manifestat pregnant în sufletul românilor. Poate mai mult ca oricând în 89 ne-am dorit să fim liberi și să putem spune ce gândim și ce ne dorim. Astăzi, în fața dumneavoastră, stă această dorință de a informa direct, de a informa corect, de a informa rapid și de a fi în mijlocul evenimentelor. Cu sacrificii, cu efort și cu muncă neîncetată. De aceea astăzi, la această zi de sărbătoare, vă mulțumesc pentru modul în care vă implicați în viața societății, în viața județului și pentru modul în care sunteți alături de cetățeni. E frumos să vorbești după 24 de ani, 25 de ani de presă, cu experiență în spate, cu... Mi-aduc aminte că au trecut foarte mulți jurnaliști pe la Curierul Zilei. Am fost o fabrică de formare a jurnaliștilor în Argeș și până să apară facultățile, sute de jurnaliști au trecut. Unii au rămas în presă la București, în străinătate, alții au trecut în avocatură, în medicină, mai știu, le-a ajutat experiența aceasta de jurnalist. Domnul Gulescu spunea că sărim calul uneori. Îl sărim. Dar știți de ce îl sărim? Că nu avem un sprijin de al dumneavoastră, al domnilor directori. Și acum o spun în față. Uneori nu sunteți așa de transparenți. Nu vreți să apăreți în presă. Să vă bucurați că aveți presa asta. Și o aveți variată. Aveți un număr de 3 cotidiene, aveți un număr de câteva săptămânale, aveți multe, câteva televiziuni, radiouri, față de ceilalți colegi ai dumneavoastră din alte județe, unde au două, trei foițe cu 3 pagini. Sunteți niște oameni norocoși și puteți să vă alegeți un partener de lucru și la conferința de presă. Puteți să vă alegeți un partener de dialog care înțelege ce spuneți. Cine nu înțelege, ce să mai caute la conferința de presă? Că degeaba vorbiți cu el. Cu ocazia Zilei Mondiale Libertății Presei, instituției media Argeșu, în semn de apreciere pentru profesionalismul și dăruirea în activitatea jurnalistică și pentru sprijinul acordat în dezvoltarea economică-socială a județului Argeș. Vă rog frumos, domnule director. Instituției media Curierul Zilei. Domnule director, vă rog frumos. Instituției media Curier TV.